Denis, un om meci cu Rapidul în acest sezon al 5-lea, în campionat și cupă, sunteți neînvinși, două victorii, două egaluri, urmează un nou rezultat pozitiv, adică o victorie, asta e pozitiv. Da, bună ziua, sperăm, pentru că acasă am reușit să-i batem de două ori. Sperăm să facem din nou un meci bun și cu siguranță avem nevoie mare de aceste trei puncte. Rapidul vine după două victorii importante și cu CFR și cu PCSB. Crezi că e mai greu meciul pentru voi? Da, cu siguranță, pentru că au un moral foarte bun, au jucat foarte bine. Se vede că au o echipă cu experiență, cu calitate, dar și noi suntem foarte puternici și cred că putem face față presiunii. Ți se pare că sunt revenire de formă la băieții de la Rapid? Se anunță un meci dificil? Da, toate meciurile care au jucat acasă au făcut-o foarte bine. Dar noi știm să-i contracarăm, să zic așa, și cu siguranță vom face un meci mare. Denis, bănesc că ai văzut meciurile Rapidului, inclusiv cel cu FCSB. Ți-e teamă de contactul cu Săpunaru și Grigore? Nu, cred că am jucat de vreo 20 de ori cu ei. Îi cunosc, știu, le știu calitățile și ei pe ale mele, cred, și cu siguranță va fi un meci frumos, cum au fost toate contra Rapidului. Totuși, în ultimele două meciuri, Rapid a jucat foarte tare la limita regulamentului, să spunem. Da, așa sunt ei, mai ales când joacă în Giulești, îi împing suporterii de la spate, trebuie să dea totul pe teren, cum trebuie să o facem și noi acasă, pentru că fanii sunt alături de noi și trebuie să mergem împreună să luăm campionatul. E o diferență între felul în care joacă în Giulești și în deplasare? Și voi jucați mai bine sensul ăsta acasă? Da, noi așa am simțit, au fost mult mai grele meciurile din Giulești, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să fim pregătiți pentru orice mâine. Meci cu casa închisă din nou, o motivație în plus pentru voi? Da, este un meci foarte frumos, avem nevoie de cele trei puncte și sperăm să le luăm, să facem un meci foarte bun. Este presiune pe voi, având în vedere că FCSB este la doar două puncte distanță de voi? Trei? Să spunem că este presiune, dar ne place să jucăm cu presiune, noi sperăm să luăm cele trei puncte. Se impune o victorie acum, mai ales după egalul cu Șepci? Da, chiar ne trebuie o victorie și, așa cum am mai spus, trebuie să practicăm un joc bun, așa cum ne-am făcut pe toate acasă. Sunteți optimiști în anul meci cu Vitamin? Da, normal. Sunt credere că puteți să... Normal. Luis, lumea așteaptă mult de la tine, mai ales momentele astea, ca și de la Denis. În momentele astea când mai sunt 4 meciuri și toate sunt decisive pentru că distanța e mică. Da, chiar vorbeam și cu Denis că trebuie să mai marcăm și noi, că n-am mai făcut-o de mult. Dar dacă câștigă echipa, este mai bine pentru noi, vă dați seama, dar trebuie să ajutăm și noi. Cât de mult te ajută faptul că ești colegul cu Denis în atac și experiența lui mare? Da, chiar că ne ajută foarte mult pe toți, cred că ne ajută. Și asta cred că se vede și în teren, că am o conexiune foarte bună cu el. Te-ai inspirat și de la tine. Tenisare, ambele mâini. Nu. Bănuiesc că urmărești fotbalul italian în continuare. Ai văzut aseară Napoli a câștigat titlul și a fost o nebunie. Crezi că așa va fi și la Constanța, nebunie? Să sperăm că da. Îi așteptăm pe fan număr cât mai mare. Aceeași întrebare ca și cea adresată lui Denis. El are mai multă experiență. Tu crezi că vei ocoli faunul de dure ale fundașilor? Cu siguranță, pentru că sunt un băiat inteligent.